Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru această seară specială în care vom avea rugăciuni și ungeri cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos după învățătura Sfintelor Scripturi este în Evanghelia după Marcu, capitolul 8. Citesc de la versetul 22 la 26. Marcu, capitolul 8, de la versetul 22 la 26, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat. Apoi a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat. Vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, să nu intre în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Amin. Așa cum am spus și în introducere și cum am anunțat din serviciile precedente, în seara aceasta vrem să ne rugăm pentru nevoile noastre personale, pentru nevoile semenilor noștri, de asemenea să ne rugăm pentru nevoile celor care ne urmăresc pe internet. Avem frați, surori, familii care sunt dornici de rugăciune, dornici de ungere cu un de lemn, dornici să fie aduși înaintea Domnului. Avem familii din Canada care m-au contactat săptămâna aceasta, din Europa, inclusiv din Australia. Cuvântul Domnului pe care îl rostim de aici este pentru dumneavoastră toți, este pentru noi toți, pentru că este un cuvânt care, fiind al Domnului, ajunge până la marginile pământului. Și un cuvânt care vindecă, un cuvânt care dă viață. De aceea am veste bună pentru noi toți. Domnul este aici. Introductiv, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre textul pe care l-am citit și care va fi baza învățăturii noastre din această seară înainte de a proceda la rugăciune și ungere cu un de lemn. Aceasta este a doua minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos o face folosind scuipatul, saliva. Prima este în Marcu 7, de la 31 la 36, unde a vindecat un surdomut și Domnul i-a pus saliva pe limba acestui om care era și surd și, bineînțeles, surzii nu știu să vorbească pentru că nu aud cuvintele și nu-și dau seama de sensul cuvintelor. Iar în textul nostru, din nou, Iisus Hristos folosește scuipatul și pune pe ochii acestui bolnav. Vreau să spun introductiv că în gândirea antică, veche, deci cea contemporană Domnului Iisus Hristos, saliva era considerată vindecătoare. Chiar împăratul Vespasian, cezarul roman, a cerut să se folosească salivă pentru ochii lui și el la rândul lui și-a dat salivă pentru un orb ca să fie uns cu aceasta și să fie vindecat. Era crezul timpului de atunci și de aceea când întâlnim texte de felul acesta, ele sunt corespunzătoare cu vremurile în care se întâmplă aceste lucruri, aceste acțiuni în cazul de față, această vindecare. Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l menționez este că minunea de astăzi, săvârșită de Domnul nostru Iisus Hristos, s-a făcut în două faze, în două trepte. Nu este o minune săvârșită dintr-o dată. Deci Domnul poate să lucreze și în faze, dar orice face El, El face desăvârșit. Și trebuie să fim convinși de lucrul acesta. Este desăvârșit, pentru că El este desăvârșit, glorie Lui. Și apoi un lucru pe care
îl spun, este opinia mea personală, studiind cuvântul Domnului. Opinia mea este că orbul acesta nu s-a născut orb. El a orbit pe parcurs, pe parcursul vieții. Sunt oameni care și-au pierdut vederea pe parcursul vieții și-au pierdut-o complet. De exemplu, în timpurile noastre, unul dintre cei mai faimoși cântăreți, nu? Andreea Bocelli. Este orb, dar nu s-a născut orb. El și-a pierdut vederea, după câte țin minte din ceea ce am citit, în jurul vârstei de 14 ani. Și este orb complet la ora aceasta. De ce spun eu că eu cred că orbul acesta a văzut cândva? Dacă era orb din naștere, în înțelegerea mea, atunci când i s-au deschis ochii prima dată, nu putea să spună, văd oamenii ca niște copaci, pentru că el habar nu avea nici cum arată un om și nici cum arată un copac, ca să facă o comparație. Pentru că nu văzuse niciodată niciun om și nu văzuse niciodată niciun copac. Dar, pentru că el spune, văd oamenii umblând, dar mi se par niște copaci, însemnează că ani în urmă, cândva, el a văzut. Pentru că are elementul de comparație. Este opinia mea, judecata mea asupra acestui pasaj biblic. În seara aceasta ne vom uita la acest pasaj, la această vindecare care să ne stimuleze și nouă credința să ne apropiem de Domnul într-un mesaj pe care l-am intitulat sub forma unei întrebări. Oamenii ca niște copaci? Oamenii ca niște copaci? Ne vom uita la trei lucruri care apar evidente în textul nostru și care vor deschide mintea noastră spre cuvântul Domnului, spre credință și spre a alerga la tronul de milă și de har al Domnului nostru Iisus Hristos. În primul rând, ceea ce vedem în pasajul acesta sunt două veniri. Două veniri. Versetul 22. Au venit la Betsaida și au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Prima venire este venirea lui Iisus. El a venit în Betsaida. Betsaida înseamnă în ebraică casa peștilor, casa peștelui. Frați și surori, doamnelor și domnilor, am o veste bună. Iisus a venit la Emanuel. Aici sunt peștii Domnului. Iisus a venit la Emanuel. Nu te bucură lucrul acesta? Este aici. Deci, prima este venirea lui Iisus. Am spus, sunt două veniri la început. Și al doua este venirea la Iisus. Prima este venirea lui Iisus. El a venit aici. El este aici. Acum trebuie să se întâmple a doua venire, venirea la Iisus. Spune cuvântul Domnului, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Ce frumos! Au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. În seara aceasta, când vei veni la rugăciune în față pentru ungere cu un de lemn, te încurajez să fii ca și acești oameni. Orbul nu putea să vină singur la Iisus, pentru că nu știa unde se află Iisus. Dar se vede că orbul acesta a avut niște prieteni, că de aceea spune, au adus la Iisus un orb. Au fost niște prieteni care l-au adus pe acest nevoiaș la Domnul. Când vei veni în față, este biblic să aduci pe cineva la Domnul. Adu un șervețel pentru cineva care nu este aici. Sau, dacă tu nu ai nicio problemă, când vii în față, spune-mi înainte să te ungi cu un de lemn, eu am ieșit pentru mătușa Ioana, Susana, pe cine numești tu. Mă substitui pentru acest caz. Și te asigur că Domnul va lucra acolo, în cazul pentru care tu te rogi. Cum am spus,
Și în seara aceasta, pentru o familie specială din Canada, din Montreal, au o fetiță care are nevoie de atingerea Domnului și fetița aceasta, bunicii vor să o ducă la binecuvântare, dar biserica, deși este biserică engleză, este așa de conservatoare că n-a primit-o la binecuvântare, pentru că nu se duc încă părinții la binecuvântare. Cred că ei n-au citit în Scriptură unde scrie: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. O să ne rugăm pentru nepoțica dumneavoastră, pentru ca Dumnezeu să-i dea îndurarea lui și să-i dea binecuvântarea. Și i-o dă, mărit să fie Domnul. Deci adu pe cineva. Cei ce au adus pe orb la Iisus, se vede că au convingere. Unde să duci pe un bolnav? Unde să duci pe un nevoiaș mai bine decât la Domnul? Au convingere. De asemenea, ei au cost. Îi costă. Sunt oameni care spun: eu nu mă duc pentru mine să se roage cineva. Sunt oameni de felul acesta, măcar că au nevoie. Dar să se ducă pentru cineva și să ceară păstorilor, lucrătorilor, să se roage pentru cunoștința lor, rudenia lor, casa lor, familia lor. Poate că îndoiala lor sau mândria lor sau inima lor sau conceptul lor de viață, nu știu care este argumentul, trebuie să plătești costul ăsta, să-ți calci pe inimă, să vii în față și să spui: eu ies în numele Domnului Iisus Hristos. Este costul tău. Așa cum Samson, acolo în templul lui Dagon, este orb, este umilit, este batjocorit, dar știți bine că s-a pocăit. Și pentru că s-a pocăit, a intrat în șirul eroilor credinței, cum zice Evrei 11. Nu mi-ar mai ajunge vremea să vorbesc de Samson, despre David, îl pune împreună, despre Samuel. Pentru că s-a rugat lui Dumnezeu și templul acela imens de zeci de mii de tone din blocuri de piatră, la pogorârea Duhului Sfânt peste Samson, a fost mișcat. Dar Samson spune un cuvânt mare în Judecător 16 cu versetul 31. Și Samson a zis: să mor împreună cu filistenii. A acceptat să plătească un cost, nu costul salvării lui, ci a acceptat să plătească un cost, chiar dacă este cu prețul vieții mele, a spus Samson. Dumnezeu să mă asculte și să se răzbune pe filisteni aceștia care din pricina mea au blamat numele Domnului și l-au considerat pe Dumnezeu mai prejos decât Dagon, creatura minții și mâinilor lor. Prețul acesta, Domnul a plătit totul pentru noi, totul pentru tine, totul pentru mine, dar mai este un preț de plătit, mai este un preț de plătit, este prețul acceptării personale. Trebuie să spui: eu am păcătuit, eu am făcut ce este rău, eu vin în față, eu recunosc că am nevoie, eu recunosc că aduc pe cineva înaintea Domnului. Asta este prețul pe care trebuie să-l plătești. Oamenii aceștia au plătit un preț. Au fost cu convingere, au plătit un preț, un costul aducerii și au lăsat lucrurile și s-au ocupat de un om în nevoie. Alt lucru pe care l-au făcut ei, compătimire. Nu te duci cu cineva la Iisus, nu te rogi pentru cineva dacă nu te doare inima, dacă nu simți cu persoana aceea. Pentru că dacă nu simți cu cel în nevoie, degeaba te rogi. Dar dacă cineva ți-a spus: sunt bolnav, sau soția mea este bolnavă, tatăl este bolnav, mama este bolnavă, rudenia mea este bolnavă, copilul meu este bolnav, prietenul meu este bolnav, trebuie să simți cu persoana aceea. Trebuie să te doară, pentru că s-ar putea să fiu eu în locul acelei persoane care să sufere. Și atunci m-aș bucura când cineva aș ști că se roagă pentru mine, când cineva se roagă pentru tine. Nu este așa? A fost compătimire și de asemenea este un credit la care ei au renunțat. Știm cum îi cheamă pe aceștia care au adus pe orb la Iisus Hristos? Nu știm.
n-au niciun credit afară de au adus, înseamnă că sunt mai mulți, au adus un orb la Iisus. Creditul n-a fost al lor, ci creditul a fost a Domnului care a vindecat. A Domnului care a vindecat. Și apoi, după ce am văzut cum l-au adus, uitați-vă la rugăciunea lor. În rugăciunea lor se vede foc. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat. L-au rugat. Uitați-vă în engleză cum traduce. And begged him to touch him. Au pus foc. Au pus foc. Ca să beg pe cineva însemnează că stăruiești. Așa mă rog ca pentru mine. Așa mă rog ca pentru sufletul meu. Așa mă rog ca pentru casa mea. Este foc în rugăciunea lor. Apoi, nu numai foc, este focus în rugăciunea lor. Pentru cine s-au rugat? Pentru ei? Nu. Focusul lor a fost orbul acesta. Orbul acesta. Când te rogi și pui foc și focusul tău este binele semenului, cum auzeam dimineața în cuvântul Domnului, este imposibil ca Dumnezeu să nu aibă inima mișcată de rugăciunea ta. Pentru că Domnul se bucură să vadă că suntem compasionați și simțim unii cu alții. Se bucură de lucrul acesta. Și apoi în al treilea lucru în rugăciunea lor o să vă surprindă. Deși au pus foc, deși s-au concentrat într-un focus special, orbul. A fost faliment în rugăciunea lor. Faliment. Uitați de ce. L-au rugat să se atingă de el. Asta este falimentul. Pentru că i-au spus lui Iisus cum să procedeze. Lui Iisus nu trebuie să-i spunem noi cum să procedeze. Pentru că nu s-au așteptat ei ca Iisus Hristos să scuipe pe ochii acestui om. Dar l-au rugat să se atingă de el în sensul să-și pună mâinile peste el. Știți, noi oamenii suntem tributari formelor. Și dacă Iisus Hristos se ocupa de orbul acesta după cererea lor, erau oameni care făceau doctrina aceasta. Numai așa te ascultă Domnul dacă pui mâinile. Însă Domnul nu ascultă numai așa. Domnul ascultă în multe feluri. Domnul ascultă dacă cu inima și cu credință te rogi lui și spui lui durerea ta. Și îi spui lui suferința ta și îi spui lui problema ta. Sigur, uneori face Dumnezeu excepție cu noi, că vrea să ne învețe, să ne încredem în El. Am să vă dau un exemplu. Soția mea a fost martoră la ce vă spun acum. În Ploiești, acolo unde am început slujba pastorală, printre membrii bisericii am avut o persoană de origine germană. Și persoana aceasta avea un frate care a făcut cancer la colon. A avut operație la București și trecuse 6 luni de zile de când l-a operat și în 6 luni de zile nu s-a vindecat operația. Vă dați seama, cancerul coboruse prea jos și nu s-a vindecat operația. Era un bărbat matur, umbla cu diapere, pentru că așa era condiția. Și pentru că sora lui a primit pe Domnul, i-a vorbit de Domnul Iisus Hristos, i-a vorbit de mântuire și a zis, singura ta scăpare, a fost iarăși la București în ziua de astăzi cu el și doctorii i-au spus acolo, domnule, nu mai aveți nicio șansă de aici încolo, în câteva luni de zile, 2-3 luni de zile veți muri. Și atunci sora lui a vorbit mai mult despre puterea lui Dumnezeu și despre nevoia de mântuire și despre nevoia de a se încrede în Domnul cu condiția lui.
și a sunat la noi. Am răspuns la telefon și a zis, frate Gog, suntem din București în drum spre Ploiești și vreau să vin cu fratele meu la dumneavoastră să vă rugați pentru el, că eu cred că asta este scăparea lui. Și și el își dă seama că asta este, dar are câteva întrebări să vă pună. Și mi-l aduc așa de bine aminte, a venit la noi și mi-a zis, domnule pastor, asta este situația mea, și a descris urmul condiția, mi-a spus că în 2-3 luni de zile o să mor, pentru că dacă în 6 luni nu s-a închis operația, însemnează că nu este deloc bine cu mine. Ce trebuie să fac ca să fiu și eu mântuit, ca sora mea, ca dumneavoastră? Și i-am vorbit poate 20 de minute, o jumătate de oră despre Domnul Iisus Hristos. Și am văzut că îi se umezesc ochii și a zis, și eu vreau să îl cred, că măcar de mă duc, așa cum au zis doctorii, de mă duc să mă duc la el în împărăția lui. Asta a fost primul pas, pentru că primul lucru de care ai nevoie este iertarea păcatelor, iertarea sufletului. Și apoi a zis, acum că l-am primit pe Domnul în inimă, m-ar putea și vindeca totuși să mai trăiesc, să spun și la alții. Și am zis, da, Domnul te poate, în planul lui cel mare, el te poate. Și a zis așa către mine, dar ce trebuie făcut, domnul pastor, ca să mă vindece pe mine Domnul? Ceea ce trebuie făcut este să credeți că Domnul Iisus, care v-a dat pace în suflet iertându-vă, are și putere să vindece trupul, nu numai sufletul. Și a zis, și cum se face asta? I-am explicat cum trebuie să creadă și a zis, dar dumneavoastră ce faceți în situații din acestea? Păi eu mă rog cu cel bolnav. Cum? Auziți? Cum vă rugați? Am zis, uite, am sticluța cu un de lemn, te ung pe frunte numele Domnului Iisus Hristos, îmi pun mâna peste tine numele Domnului Iisus Hristos și nu eu. Este puterea celui care te-a mântuit, puterea aceea te vindecă pe tine. Și el a zis, domnul pastor, eu sunt neamț. Și la mine mintea merge diferit. Omul a fost foarte deschis. Eu nu vreau să-mi faceți vrăji. Nici să mă amețiți de cap cu ce știu ce aveți dumneavoastră în sticluța aceea. Eu cred că e un de lemn, dar eu nu știu ce e la un de lemn. Uitați cum vă rugați pentru mine. Stați în fața mea, nu puneți mâna pe mine, nu mă ungeți cu ce aveți în sticluța aceea și nu vă rugați cu ochii închiși, vă rugați cu ochii deschiși. Eu vreau să vă văd ce faceți. Mi-a spus tot ce să fac pentru el. Dar glorie Domnului, că Domnul trece și peste neputințele noastre. M-am rugat cu el, așa cum mi-a cerut, m-am rugat cu el. Și Dumnezeu l-a vindecat la clipeala ochiului. L-a vindecat la clipeala ochiului. A venit sora lui bucuroasă, frate Gog, i s-a închis operația, i s-a închis rana, este normal, după aceea luni de zile, este normal, sunt toate lucrurile la loc. Rudy se bucură de mântuire și vorbește la toți despre puterea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu lucrează și așa. În cazul de față, aceștia i-au spus lui Iisus, fă așa. La această întâlnire personală cu Iisus Hristos, Iisus n-a vrut să meargă după cererea lor, pentru ca să nu facem noi șabloane. Ca să nu facem noi șabloane. Că numai dacă facem așa, vindecă Domnul. Domnul vindecă prin rugăciune, vindecă prin ungere cu un de lemn, vindecă prin punerea mâinilor, vindecă de departe acolo unde ești, dacă rostim numele Domnului peste tine și peste nevoia ta, nu trebuie să fii aici în prezența noastră care facem aceste rugăciuni, trebuie să fii în prezența Domnului. Și Domnul este tot așa de prezent acolo în Canada și în Australia și în România și în Europa, oriunde te-ai găsi, cum este aici la Emanuel în seara aceasta. Mărit să fie Domnul! Și Domnul va lucra așa cum știe El să lucreze. Mărit să fie Domnul! Deci două veniri. O venire a lui Iisus, a venit Iisus în Betsaida, a venit Iisus la Emanuel și o venire la Iisus. I-au adus un orb și venim noi cu problemele noastre.
În al doilea rând, sunt două faze în vindecare. Sunt două faze. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat. Apoi a pus cuipat pe ochi. În sfârșit, și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus, să vedem cum spune în engleză. Versetul 25, puneți-l pe ecran. 25. Then Jesus laid his hands upon his eyes and opened his eyes. His sight was restored and he saw everything clearly. Lipsește ceva acolo și în traducerea engleză. Spune, Iisus și-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să se uite țintă. Observați în românește. I-a spus să se uite țintă. Dacă aveți traducerea fidelă, aveți cumva traducerea fidelă, nu aveți. Sărăcie la biserica aceasta. Dar vă spun eu cum scrie în textul ebraic și cum scrie în fidelă. Iisus i-a spus, uită-te în sus. Nu i-a zis, uită-te țintă. I-a zis, uită-te în sus. Și el s-a uitat în sus și și-a recăpătat vederea. Am să vă explic imediat. Primul lucru la cele două faze ale vindecării este pregătirea orbului pentru vindecare. Și aici vedem locul ales de Iisus Hristos. Locul ales de Iisus Hristos este în afara localității. În afara localității. Pentru că Iisus Hristos a vrut să aibă un moment special cu orbul. Unu, și Domnul Iisus Hristos a vrut să incrimineze localitatea aceasta datorită necredinței ei. Nu uitați că în Matei 11 este Iisus Hristos cel care spune, vai de tine, Betsaido. A făcut Domnul multe minuni în Betsaida și în Horazin, dar oamenii s-au arătat nepăsători. Și de data aceasta Iisus Hristos a zis, nu vreau să fac minunea în fața lor, după cum veți vedea și la sfârșit, vreau să stau de vorbă cu tine și vreau să fac minunea pentru tine. L-a pregătit luându-l într-un loc special. Și apoi, uitați-vă la cel alt aspect. Deci, pe lângă locul ales, este latura emotivă. Iisus Hristos l-a prins de mână pe orb. Asta înseamnă compasiune din partea lui Iisus, pentru că El te prinde de mână, El te atinge cu mâna Lui, ca să simți lucrul acesta, și nu numai compasiune din partea lui Iisus Hristos, este confidență din partea orbului. Orbul a zis, n-a zis, unde mă duci? Ci orbul s-a lăsat condus de Iisus Hristos. Asta este marea noastră problemă. Am vrea noi să-L conducem pe Domnul. Cu mine așa să faci. Pe mine așa să mă vindeci. Mie așa să-mi vorbești. Dumnezeu face și excepția aceasta uneori. Uneori. Dar lui Iisus Hristos îi place să spui, Doamne, eu mă încred în Tine. Fă ce vei voi. Și Domnul nu voiește rău. Nu voiește rău. Orbul acesta a arătat confidență, l-a urmat pe Iisus. Și apoi a urmat procesul vindecării. L-a scuipat pe ochi, deci a scuipat și stimul fizic și a pus mâinile peste el. Cum am spus, în tradiția antică, scuipatul era considerat ca un medicament și în zilele noastre animalele procedează la fel. Lupul, câinele, dacă are o rană, cine a văzut animale mai aproape în viața lui, își linge rana, pentru că există un antiseptic în salivă care împiedică infecția. Împiedică infecția. Și deci crezul era așa. Și Domnul Iisus Hristos a vorbit acestui om în maniera
crezului în care el a crescut. Și apoi, sigur, și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat dacă vede. Nu semnează că Iisus Hristos nu putea să-l vindece dintr-o dată. Dar uitați ce însemnează aceasta. Când Iisus Hristos l-a spus, vezi ceva? Când l-a întrebat, Iisus Hristos a vrut de la orbul acesta vindecat și vrea de la tine să fii sincer. De multe ori noi exagerăm în lucrurile noastre. De multe ori noi exagerăm. Oh, să vezi cum a lucrat la mine. Și spunem ce n-a făcut Iisus. Spune ce a făcut Iisus. Cum s-a atins de tine, cum ai văzut oamenii ca niște copaci. Și asta este marea noastră problemă. Că avem impresia că oamenii de lângă noi nu sunt oameni, sunt copaci. Și de aceea tăiem din crengile lor, tăiem în ei că-s copaci și nu-i doare. Lovim în ei și ne purtăm cu ei, cu oamenii, ca niște copaci. Dar oamenii nu sunt copaci. Oamenii sunt ființe vii pentru care a murit Iisus Hristos. Și vrea ca tu și cu mine să respectăm pe semenii noștri. Să ne doară de semenii noștri și să nu privim la ei ca la ceva de care putem să profităm sau pe care putem să-i ignorăm sau să-i batjocorim sau să-i umilim în orice moment și în orice loc și în orice zi. Uită-te la oameni ca la cineva pentru care a murit Iisus Hristos, ca la cineva ca tine, care înfometează ca tine, îl doare ca pe tine, se bucură ca tine, ar vrea să-i meargă bine cum îți merge ție în momentul acesta, ar vrea să se bucure de viață cum te bucuri tu, ar vrea ca toate lucrurile să fie bine. Așa trebuie să te uiți la semenul tău. Amin? Amin. Și apoi, cum am spus, Iisus a perfectat vindecarea, și-a pus mâinile peste orb a doua oară, care a început să vadă, și acum i-a spus așa. Nu, acum uite-te în sus. Frații și surori, doamnelor și domnilor, ca să te poți vindeca cu adevărat, nu te uita la oameni, uită-te în sus. Pentru că dacă te uiți în sus la Dumnezeu, Dumnezeu te face să vezi pe semenul tău cum este, cum trebuie. Nu-l vezi cu crengi și cu corne. Îl vezi om. Om cu nevoi și om care trebuie adus în rugăciune și prin credință înaintea Domnului. Până nu te uiți în sus ca să-ți curățească Domnul vederea și să-ți o limpezească Dumnezeu, atâta vreme oamenii pentru tine sunt niște copaci. De aceea este disrespect între oameni. Disrespect. Dar dacă oamenii de lângă tine sunt suflete vii, pentru care, din nou, amintesc, îți dai seama că a murit Iisus Hristos ca pentru tine, oamenii de lângă tine trebuie să fie atunci apreciați. Trebuie să fie slujiți și trebuie să fie binecuvântați de tine, ajutați de tine. Uită-te în sus. Cel ce îți limpezește vederea este Dumnezeu. Și în această seară, aici la Emanuel, dacă vom privi în sus, spre Domnul, atunci vom înțelege că trebuie să avem mai multă milă, mai multă compasiune pentru cei de lângă noi. Și când vor veni în față la rugăciune, să nu ne uităm la ei și să zicem, bă, săraci, ăștia iar au ieșit la rugăciune, că tu n-ai ieșit poate niciodată în 50 de ani de pocăință sau în 10 ani sau în 2 luni de pocăință, nu știu cât ai. Nu, uită-te la semenii tăi și zi, Doamne, îți mulțumesc că au găsit adăpost în tine. Îți mulțumesc că au găsit izbăvire în tine. Îți mulțumesc că și-au îndreptat privirea spre tine, nu spre oameni. Nu oamenii vindecă, cel ce vindecă este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Noi nu suntem decât numai niște recipienți, niște vase de cinste în mâna Domnului ca să vă conducem să priviți la Domnul, nu priviți la noi. Noi suntem oameni de aceeași fire ca și dumneavoastră. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, sunt și două porunci aici. Prima poruncă este să se reîntoarcă acasă. Așa spune în versetul 26, partea 1. Atunci Iisus l-a trimis acasă. Avea de predicat acasă, pentru că cei de acasă știau cum și-a pierdut vederea, acum după ceea ce v-am explicat la introducere. Cei de acasă știau
plânsetele lui, cei de acasă știau durerea lui, cei de acasă știau frământările lui, văicărelile lui și felul în care a vorbit despre Dumnezeu până acum, cei de acasă știau. Dar acum s-a dus acasă cu o mărturie nouă. Că Domnul care l-a atins este Dumnezeul Scripturilor. Este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, este Dumnezeul Bisericii Emanuel, este Dumnezeul meu, este Dumnezeul tău. Du-te acasă și prima dată îmbărbătează-ți familia. Deci prima dată, în două porunci, este reîntoarcerea acasă și a doua poruncă este restricție. Uitați ce spune partea finală. Să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat ce ți-am făcut. Este o restricție. De ce? Pentru că Betsaida s-a manifestat sfidător la adresa minunilor Domnului Iisus Hristos. Și atunci a zis, nu te duce la ei ca să le satisfaci curiozitatea, că o să vorbească alte lucruri. Și o să zică, crezi că Dumnezeu te-a vindecat? Crezi că Dumnezeu te-a vindecat? Hai să vă dau un exemplu. Domnul Iisus Hristos, potrivit textului din Ioan capitolul 9, acolo a vindecat un orb care Biblia spune că a fost orb din naștere. Un orb din naștere. Și când orbul acesta ajunge tocmai în templu, se întâlnește cu farisei, cu cărturari, cu saducheii, cu elita. Și ce spune el? Tu ai fost orb, mă? Da, eu am fost. Că am fost aici adus de ai mei tot timpul. M-ați văzut de câte ori ați trecut pe lângă mine. Și știți ce i-au spus? Dă slavă lui Dumnezeu dacă zici că ai fost orb și acum vezi. Ăla de care vorbești tu că te-a vindecat, ăla e un păcătos. Deci asta a fost tratamentul lor pentru Iisus. Betsaida a gândit în felul acesta. Și de aceea Iisus Hristos a spus, vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido, dacă s-ar fi făcut minunile din mijlocul tău în Tir și în Sidon, Tirul și Sidonul s-ar fi pocăit de mult, Sodoma și Gomora s-ar fi pocăit și în ziua judecății o să vă condamne cei care au venit la mine și n-au văzut minunile pe care le-ați văzut voi, dar voi ați întors spatele. Dă slavă lui Dumnezeu că ăla e un păcătos. Însă orbul acesta vindecat din Ioan 9 le-a închis gura și a spus, eu am stat multe zile, deci eu vă vorbesc mai mult decât zice el, dar ca să înțelegeți, eu am stat multe zile pe treptele acestui templu ca să aștept milă și de acolo v-am auzit mereu și de la voi am învățat că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Dacă ăla e păcătos și l-a ascultat Dumnezeu și mă vindeca pe mine, voi ce sunteți, măi? Voi ce sunteți? Dar ăla este un sfânt. Ăla este Fiul lui Dumnezeu. Este Mesia. Restricția a fost, nu facem minuni ca să satisfacem curiozitatea nimănui și nici ca să stârnim criticile nimănui. Minunile sunt făcute pentru tine și pentru casa ta, pentru sufletul tău. Și apoi la vremea potrivită Dumnezeu îți va scoate în față, îți va scoate înainte oameni la care să le spui cât de bun a fost Domnul cu tine și cât de mult bine ți-a făcut Dumnezeu. Crezi tu lucrul acesta? Urmează să ne rugăm Domnului. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii, ca niște copaci, nu, oamenii sunt normali, așa cum ne-a făcut Dumnezeu. Da, suntem afectați de păcat și de aceea avem noi, dacă vreți, odrazlele noastre care trebuie să altoite, dar nu le altoiți voi, le altoiește Dumnezeu. Nu trebuie să le taie oamenii, că le taie Iisus Hristos, pentru că așa spune cuvântul Domnului, pe orice mlădiță care n-aduce roadă, ce face? El o taie, nu îmi spune mie, du-te tu și taie-i. El te curăță, El sfințește, El dă viață și El vindecă. Și în seara aceasta vom veni în fața Lui motivați de acest cuvânt al Lui Dumnezeu, că Dumnezeu se îndură de noi. Și dacă Domnul te va atinge, fii sincer cu tine și spune, da, am simțit atingerea Lui, dar cred că am nevoie de o a doua atingere. Și Domnul îți va da și a doua atingere dacă tu spui lucrul acesta. Și lucrarea Lui cu tine va fi una desăvârșită. Una desăvârșită. Glorie Domnului!